Zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde. Dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Cuvântul Domnului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați, scumpe surori, dragi copilași, care acum la această oră ne ascultați, binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de ofință și nedespărțită. Și de aici, din casa lui Dumnezeu, de la picioarele crucii Domnului nostru Iisus Hristos, de la acest loc sfânt, vă trimitem binecuvântarea, însoțirea și harul împreună cu urări de sănătate, viață lungă, spor spre tot lucru cel bun și toate cererile cele către mântuire să vi se îndeplinească. Cu siguranță ne vom aduce aminte cu toții de această duminică a treia a Sfântului și Marelui Post, numită de Sfinții Părinți și Duminica Crucii, duminică în care slujitorii Sfintelor Altare s-au întors cu fața spre Dumnezeu, dar în același timp, în momentul predicării cuvântului, așa cum și pe mine mă încearcă o adâncă tristețe, văzând că biserica în care credincioși împreună cu preot, până mai ieri îl slujeam pe Dumnezeu, acum este goală. Acum aflu doar eu aici, împreună cu îngerii care slujesc împreună cu mine și împreună cu frații și surorile care ne ascultă și ne privesc prin aceste mijloace online, rugându-vă să vă rugați ca Domnul Dumnezeu să mă întărească, să duc până la bun sfârșit lucrarea aceasta săvârșitoare a Sfintelor și Dumnezeștilor sale taine, pentru sfințirea și mântuirea sufletelor dumneavoastră și a sufletului meu. Iubiții mei, suntem în Duminica Crucii și sunt mai aproape de dumneavoastră
și fizic și sper că și duhovnicește. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne întărească pe toți, să trecem cu bine de această încercare și să prețuim, așa cum poate n-am prețuit niciodată, Biserica lui Dumnezeu, Sfintele Lăcașuri de Închinare, care acum sunt mai goale ca niciodată, așteptându-și iubiții credincioși, frați și surori și copilași, să ne calce pragurile. Scumpii mei, suntem în Duminica Crucii și Dumnezeu, pentru răscumpărarea omului de sub domnia păcatului, s-a folosit de sfânta și dumnezeiasca cruce. Crucea devine, din element de tortură, altar de jertfă al Noului Testament, altar de jertfă pe care s-a suit însuși Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Atunci când te întorci, iubite frate și scumpă soră la Dumnezeu, trebuie să-ți iei crucea ta. Domnul Iisus Hristos, cât timp a fost pe pământ, a purtat crucea, dar crucea Lui a lăsat-o aici pe pământ. Semn că fiecare din noi trebuie să ne luăm crucea și să mergem după El. El a purtat-o spre moarte, iubiților. El a purtat-o spre moarte. Iar nouă tuturor ne-a dat-o să o purtăm spre viață și spre mântuire. De aceea, haideți să ne întrebăm astăzi cu toții cum este crucea Domnului nostru Iisus Hristos și cum ar trebui să fie crucea noastră. Pentru că Domnul ne deamnă prin cuvintele Evangheliei, cine dorește să vină după mine, să se lepede de sine, adică de firea pământească, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Oare cum este această cruce la care ne cheamă Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Și în primul și în primul rând, să știți că este o cruce personală. Este o cruce a fiecăruia dintre noi. Pentru că spune în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8 cu versetul 34, fiecare să-și ia crucea sa. Este o eroare să credem că există cruci familiare sau cruci bisericești sau cruci de cult sau cruci ale comunității sau ale popoarelor sau a lumii. Nu! Există o cruce personală, o cruce pe care o iei singur atâta timp cât ai auzit chemarea Domnului nostru Iisus Hristos, cât dorești să-L urmezi de aici, de pe pământ și până în veșnicie. Umblarea după Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este o umblare personală. Așa cum spune, dacă voiește cineva. Crucea, scumpilor, este personală. Este singuratică. Omul este invitat să-și ia crucea și să urmeze pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După chemarea Lui, după îndemnul Lui, veniți după mine. Crucea, pentru a merge după Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este obligatorie, nu este opțională. Opțional este acest vino după mine, dacă vrei să-L urmești pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar ca să mergi după El obligatoriu, trebuie să-ți iei crucea. Te voi urma oriunde voi merge, a spus cineva în vechime.
Iar în momentul în care au văzut că Domnul îi cheamă la suferință, Domnul îi cheamă la jug, Domnul îi cheamă chiar la moarte, s-au lepădat de El. Dar când au auzit că trebuie să postească, când au auzit că trebuie să-și ia crucea, când au auzit că trebuie să meargă până la capătul lumii, când au auzit că trebuie să lase toate ale lumii, sunt mulți și atunci, ca și astăzi, care s-au întors înapoi. Scumpii mei, în al doilea și al doilea rând, după o cruce personală pe care fiecare din noi trebuie să ne-o luăm, Domnul Iisus Hristos ne spune că această cruce este și o cruce persecutată. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, cu versetul 20, se spune așa: dacă m-au prigonit pe mine, spune Domnul Iisus, și pe voi vă vor prigoni. Crucea este persecutată pentru că cei mai persecutați pe suprafața pământului în acest ceas în care eu predic sunt creștinii, sunt urmașii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum pe Domnul l-au răstignit, pe Domnul l-au încoronat cu coroană de spini, pe Domnul l-au pălmuit, l-au scuipat, l-au batjocorit, l-au făcut asemenea ultimului om. Așa creștinii astăzi, iubiților, sunt persecutați, sunt ridiculizați, sunt luați în râs, sunt batjocoriți, sunt marginalizați. Dar Dumnezeu, țineți minte, scumpii mei, pentru creștini și pentru poporul Său Sfânt Israel, pentru Sfânta Liturghie care se mai ține astăzi, mai îngăduie încă lumea aceasta. Vreau să vă spun că dacă vrei să-L urmezi pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, semnul că ești pe calea Lui, că sporți crucea, este că vei fi prigonit. Atâta timp cât nimeni nu spune nimic, atâta timp cât nimeni nu te responsabilizează pentru ceea ce faci, atâta timp cât nu dai mărturie față de nădejdea care este în tine, tu nu ești pe calea cea bună. Creștinii sunt persecutați. Creștinii sunt dați la o parte. Creștinii sunt astăzi mai mult ca oricând încercați. Dar nădăjduim că Domnul Iisus Hristos ne promite prin cuvântul Evangheliei: ceea ce mi-au făcut mie vă vor face și vouă, dar acolo unde sunt eu într-o zi veți fi și voi slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului. Ce nu este crucea, scumpii mei? Crucea nu este boală. Crucea nu este păcat. Crucea nu este suferință. Crucea nu este un om din casa ta sau cineva care îți face rău. Crucea nu este necaz. Crucea nu este altceva decât chemarea și urmarea pe calea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trasată de El, urmată de Sfinții Părinți și pe care cale noi astăzi suntem și sperăm să ajungem cu ajutorul Domnului până în veșnicie. Spun o cântare a fraților noștri că dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Iată, astăzi Dumnezeu ne cheamă la cruce. Oare unde i-a chemat Iisus Hristos pe Sfinții Săi ucenici și apostoli? Oare ce a fost pentru ei crucea? Haideți să ne amintim, scumpii mei. Petru a fost răstignit cu capul în jos pentru că a mărturisit în fața prigonitorilor că nu este vrednic să moară cu o moarte asemenea stăpânului. Andrei a fost crucificat pe o cruce în formă de X. Iacov decapitat. Ioan
ucenicul iubit cel mai tânăr exilat în Patmos, Filip spânzurat de un smochin, Natanael jupuit de viu, Toma străpuns cu suliță în coromandel, Iacov tăiat în bucăți, Iuda Tadeu omorât cu săgeți. Și asemeni lor, mulți, mulți alții, pământul fiind înroșit până astăzi de sângele mucenicilor, a martirilor și a celor care l-au urmat și îl urmează pe Domnul nostru Iisus Hristos. Te întreb astăzi, înaintea Domnului, ești pregătit să-ți ridici crucea și să mergi după Iisus? Ești pregătit să mergi până la capăt și să-ți asumi chiar moartea? Dacă nu ești pregătit, scumpul meu frate și iubită soră, îți dau de gândit astăzi, pentru că crucea Domnului nu înseamnă decât cruce persecutată. Domnul Iisus Hristos ne cheamă să-L urmăm pe calea, adevărul și viața, care este El, persoana a doua a Sfintei Treimi, Logosul și Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne cheamă să-L urmăm purtându-ne crucea. Știți cu toții că peste acea groapă despre care vorbește Dumnezeu, că nu se poate trece dintr-o parte într-alta, creștinii vor trece biruitori prin cruce, așezând pe suprafața distanței, dacă vreți, dintre acele două margini, crucea pe care au purtat-o cu biruință în această viață. Crucea purtată pe umerii tăi, iubite creștine, într-o zi îți va pune pe cap cununa, cununa nemuririi, cununa slavei lui Dumnezeu, cununa veșniciei. În al treilea rând, deci crucea fiind personală, crucea fiind persecutată, crucea este puterea lui Dumnezeu. De aceea nu avem putere, de aceea suntem așa de vulnerabili în fața bolilor, în fața morții, în fața necazurilor care vin peste noi, în fața încercărilor, pentru că nu purtăm crucea. În epistola către Corinteni, în 1-a epistolă, în capitolul 1, cu versetul 18, se spune așa, că propovăduirea crucii, ceea ce facem noi astăzi, este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru cei care au ales în acest ceas să facă orice altceva decât să asculte cuvântul lui Dumnezeu, decât să pornească aceste mijloace mass media și să asculte ce mai vorbește Dumnezeu astăzi. Pentru ei, propovăduirea crucii este nebunie, dar pentru noi, așa cum am spus, este puterea lui Dumnezeu. Scumpii mei, Dumnezeu își va împuternici prin cruce pe toți cei care își poartă crucea pe calea către mântuire. Iar în epistola către Romani, în capitolul 1, cu versetul 16, Sfântul Apostol Pavel se laudă, căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia dintre noi. Cât de important este, iubiților, să conștientizăm că atunci când ne facem semnul cinstitei cruci, peste noi vine puterea lui Dumnezeu. Atunci când binecuvântăm în semnul crucii, apa, știm cu toții că se binecuvintează. Atunci când binecuvântăm în semnul crucii sfintele daruri care se vor pune pe masa Sfântului Altar, știm cu toții și credem că acolo pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele Domnului. Știm cu toții că ne facem o sfântă cruce când ne trezim dimineața înainte de culcare, unii și-o fac chiar pe pernă și bine este, alții își binecuvintează semnul crucii copilașii sau pe cei care pleacă în călătorie. Folosiți, scumpii mei, acest semn, această armă a creștinilor, Doamne, crucea Ta, armă împotriva diavolului ne-ai dat nouă. Așa spune o cântare a Sfintei Biserici. Folosiți acest semn, scumpii mei, nu fugiți de el.
și vă îndemn în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pe cei care astăzi nu aveți crucea acolo unde trebuie și o purtați în urechi, sau poate o purtați la gât cu nevrednicie, sau poate o purtați în batjocură, să o puneți la loc de cinste și să sfințiți prin ea pe Cel care s-a urcat pe lemnul crucii, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În Epistola către Corinteni a doua, în capitolul 12, cu versetul 9 se spune așa: Harul meu ți este de ajuns, Pavele, căci puterea mea se vede în slăbiciuni. În slăbiciune ne purtăm crucea, dar, scumpii mei, aduceți-vă aminte pe calea crucii când Domnul nostru Iisus Hristos a căzut sub greutatea ei. A venit un om despre care vom vorbi imediat și a luat crucea Domnului nostru Iisus Hristos și a purtat-o pe umerii săi. Semn că aici pe pământ noi avem de purtat crucea, așa cum am spus, Domnul a purtat-o spre moarte, spre Golgota, iar noi suntem chemați să o purtăm spre înviere și viață veșnică. Să repetăm, crucea Domnului este o cruce personală. Trebuie să ne o luăm fiecare din noi, să ne o asumăm. În al doilea rând, este o cruce persecutată. O cruce prin care creștinii vor fi încercați. Dar Cel care ne dă putere, prin puterea crucii, în al treilea rând, este puterea lui Dumnezeu, ne va întări sufletele și trupurile noastre ca să biruim în lupta cu vrăjmașul. În al treilea rând, scumpii mei, este o cruce perpetuă. Pentru că spune Evanghelia după Luca, în capitolul 9, cu versetul 23, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Deci nu putem lăsa crucea. Nu putem să o lăsăm niciodată jos. Nu putem să o punem departe și să mergem la cele ale lumii. Creștinii se văd, creștinii se simt, creștinii își poartă crucea până la capăt. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos ne așează la fiecare pe umăr. În momentul în care ne-am eliberat de povara crucii, nu ne-am eliberat decât de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, lucru pe care nu-l doresc niciunea dintre noi. Deci crucea este perpetuă, este o cruce pe care trebuie să o luăm în fiecare zi. În al cincilea rând, este o cruce contagioasă. Iată, ne aflăm în plină pandemie. Dar creștinii, scumpii mei, ar trebui să fie mai contagioși decât acest virus care încearcă acum lumea. Creștinii ar trebui, prin harul pe care l-a dat Dumnezeu, să-i atragă și pe ceilalți, să-i molipsească, dacă vreți, și pe ceilalți, înspre iubirea și înspre dragostea de Dumnezeu. Dacă vom purta această cruce fără să ne plângem, dacă oamenii vor vedea fețele noastre strălucind ca soarele, dacă nu vor vedea tristețe, amărăciune, mai ales în aceste zile, creștinii să rugați să ridice și să îmbărbăteze poporul, să aducă oamenii și să îndemne la rugăciune. De aceea vă îndemn în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Lăsați mesajele care nu fac cinste creștinilor și trimiteți-vă în aceste zile mesaje de încurajare. Puneți-vă întrebarea dumneavoastră unii altora: dacă în această seară Domnul v-a îngăduit să plec în veșnicie, voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu sau voi ajunge în locul pe care nu-l doresc nici unuia dintre noi să ajungă? De aceea nici n-am vrut să-l pomenesc. Scumpii mei, trimiteți-vă mesaje de încurajare, de îmbărbătare, de sfințire, de binecuvântare. Sunați-vă prietenii, cunoștințele, scrieți-le pe internet. Nu mai distribuiți mesajele lumii, ci distribuiți crucea, distribuiți numele Domnului, distribuiți binecuvântarea, distribuiți tot ceea ce este legat de iubirea și de jertfa mântuitoare
a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci crucea trebuie să fie contagioasă, trebuie să fie de la creștin la creștin un îndemn de a merge înainte, un îndemn de ridicare, un îndemn de viață și de încurajare. În Evanghelia după Matei, capitolul 11 cu 30, Domnul ne încurajează și ne spune: jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. De aceea să țineți minte, aici pe o parte a crucii suntem noi, dar pe cealaltă parte, scumpii mei, este însuși Domnul. Pentru că nu noi ne ducem crucea, ci El ne poartă crucea și astăzi, fiecare dintre noi. Domnul să ne întărească și să ne miluiască pe fiecare. Și în al șaselea rând, scumpii mei, este și o cruce cu privilegii. În Evanghelia după Luca, în capitolul 23, cu versetul 26, așa cum vă spuneam acum câteva clipe, ne amintim de Simon din Cirena, care a dus crucea lui Iisus. Numele Domnului este pomenit de atâtea ori în cuvântul Evangheliei, dar poate nici un nume a celor care au urmat pe Iisus Hristos până la calea crucii nu este pomenit ca și acest nume, Simon din Cirena, pomenit de 3 ori în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Nu se știe de soldați, nu se știe de prigonitori, nu se știe de cei care l-au bătut, l-au scuipat. Știm că la crucea Domnului au fost 3 Marii, știm că ucenicii au fugit, știm că Petru s-a lepădat, știm că Iuda s-a spânzurat, dar numele celui care a purtat crucea Domnului până la capăt, Simon din Cirena, este pomenit de 3 ori în Evanghelie. Nu ai vrea ca și numele tău să fie scris într-o zi în Cartea Faptelor Apostolilor, singura carte din Sfânta Evanghelie, și vă rog să vă uitați, care nu se încheie cu amin, care se scrie și astăzi, care scrie numele tău și numele meu și a tuturor celora care ne-am așezat în acest jug al robiei crucii, în acest jug în care ne cheamă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă vrei să ajungi sus în cer, dacă vrei să primești cununa, ia-ți aici, scumpul meu frate și scumpa mea soră și iubiți frați și surori de Hristos Domnul, luați-vă crucea și mergeți până la capăt cu ea. Crucea nu este altceva decât acest paratrăznet al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne ferește de tot ceea ce este rău, de tot ceea ce este încercare, chiar acum în ceasul acesta peste lume. De aceea haideți să ne încurajăm tot prin cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și să vedem cum oamenii au ieșit biruitori prin cruce, să vedem îndemnurile pe care le dă Vechiul Testament și Noul Testament cu privire la cruce, să ne îmbărbătăm și să ne zidim în această Duminică a Crucii, să ne punem în jugul lui Hristos și să ne purtăm până la capăt crucea și Domnul nu ne va lăsa. Scumpii mei, în cartea lui Ezechiel, în capitolul 9, versete de la 4 la 6, Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, deci prin mijlocul orașelor, prin mijlocul Ierusalimului, fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu. Deci era vorba de o prorocie, o prorocie care s-a împlinit în acele vremuri. Treci după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Fiți foarte atenți, iubiții mei. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii, pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Și continuă Dumnezeu: începeți însă cu lăcașul meu cel sfânt.
Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Vă întreb, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, oare ce pecete ar trebui să poarte creștinii pe frunte? Oare ce pecete ar trebui să poarte oamenii lui Dumnezeu pe fruntea lor și pe mâna dreaptă? Ne este rușine să ne facem o sfântă cruce. Trecem de multe ori și o vedem pe marginea drumurilor. Avem atâtea semne prin care Dumnezeu ne arată prin cruce că acolo s-a sfârșit o viață. Trecem pe lângă sfintele biserici nepăsători, nu ne facem sfânta cruce. Trecem pe lângă acele troițe ridicate la marginile și la răscrucile de drum, nu ne facem o sfântă cruce. Ne culcăm și ne trezim fără să ne facem sfânta cruce. Nu citim Biblia, nu ne închinăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în adevăr, nu cinstim sfânta cruce, ba mai mult ponegrim și bagiocorim și luăm în râs pe cei care cinstesc sfânta cruce. Și mă întreb, oamenii aceștia, pe cine și a cui pecete poartă pe fruntea lor și pe mâna lor dreaptă? Iubiții mei, rugați-vă Domnului în acest ceas să vă pecetluiască pe fiecare dintre voi cu sfânta și dumnezeiasca cruce. Și faceți-vă o cruce mare, un semn mare peste voi, peste casa voastră. Luați-vă bărbaților femeile, luați-vă femeile copilașii și însemnați cu semnul Sfintei Cruci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru că prin cruce, așa cum Constantin Odinioară și toți sfinții, apostoli, ucenici, martiri, biruitori, au ieșit învingători, așa vom ieși și noi învingători. Pecetea crucii să o avem pururea cu noi și să o purtăm cu cinste înaintea oamenilor și înaintea Domnului. Pecetea cu semnul Sfintei Cruci s-a prorocit, scumpii mei, și în Apocalipsa, în capitolul 9, cu versetul 4, unde se spune așa: li s-a zis să nu vă teme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Scumpii mei, pecetea lui Dumnezeu este Sfânta Cruce. Să nu mai fugim de cruce. Să venim la ea cu smerenie, cu umilință. Acolo în casele noastre, mai ales în această perioadă în care suntem invitați și rugați să rămânem acasă, fiecare din noi să-și construiască un altar, să așeze pe el o sfântă cruce, să pună, dacă este ortodox, o icoană acolo, dacă este de altă confesiune, să așeze sfânta și dumnezeiasca Scriptură și să cheme puterea lui Dumnezeu peste casa lui, peste toți ai lui, peste orașul lui și peste lumea întreagă. Fiecare dintre noi suntem chemați să fim cruci. Până și trupul omenesc, scumpii mei, se aseamănă cu o cruce. Numai diavolii fug de cruce și cei care sunt ucenicii lui. Suntem chemați să fim cruci și Domnul privind spre cei pecetuiți, Domnul privind spre purtătorii de cruce, Domnul privind spre cei care cinstesc crucea, va ridica necazul de pe acest pământ. Fii un purtător de cruce și un următor pe calea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa cum am spus, 1 Corinteni 1:18, propovăduirea și tot ceea ce facem noi aici este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, creștinii și ucenicii lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, tot în capitolul 1, cu versetul 21, se spune așa: Dumnezeu, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși, fiți foarte atenți, prin nebunia propovăduirii crucii. Propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu.
Faceți-vă crucea înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, dar mai mult purtați-o în fiecare zi pe umerul dumneavoastră până în veșnicie. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel Filipenilor că își v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți, deci nu unul, ci mulți, care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și continuă epistola, sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeu s-a împăcat, iubiților, cu lumea, s-a împăcat cu fiecare din noi prin cruce, ne spun Colosenii 1:20, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii, prin sângele care a curs pe crucea de la Golgota, Dumnezeu se împacă cu lumea. Știți cine n-a vrut ca Fiul lui Dumnezeu să se urce pe cruce? Diavolul. Știți cine n-a vrut ca Domnul nostru Iisus Hristos să-și dea viața ca preț de răscumpărare și jertfă pentru mulți pe crucea Golgotei? Diavolul și oamenii lui. Auziți cum au strigat în Matei 27:40. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Adică s-ar fi putut realiza mântuirea lumii fără cruce? Fără jertfa de pe calvar? Fără străpungerea mâinilor, picioarelor și costei Domnului nostru Iisus Hristos? Îl blasfemiau pe Dumnezeu și îl ponegreau spunând, pe alții am mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este împăratul Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Scumpii mei, întotdeauna când priviți o cruce, să priviți cu ochii minții, cu ochii credinței, pe Domnul nostru Iisus Hristos răstignit pe el. Și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care le-a rostit pe crucea de la Golgota. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Nu s-a rugat numai pentru cei care îl batjocorau. Nu s-a rugat numai pentru cei nepăsători, care jucau zaruri la crucea Domnului, așa cum unii nepăsarea lor și indiferența lor, joacă și astăzi zarul la picioarele crucii Domnului nostru Iisus Hristos, neștiind că asemeni spaniolilor, pe vremea când nu mai aveau oameni la galere și îi rugau să vină să-i ajute și le puneau în față condamnarea pentru a trage o viață întreagă la galere sau eliberarea pentru o sumă de bani, așa și astăzi există oameni care joacă mântuirea și joacă veșnicia la crucea lui Iisus Hristos. La crucea lui Iisus Hristos nu se stă oricum, nu se vine oricum. La crucea lui Iisus Hristos se vine pe genunchi. Înaintea ta a fost unul, în spatele tău este altul. La crucea lui Iisus Hristos cade povara de pe umerii noștri, povara păcatelor noastre. Prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos se sfarmă și se dărâmă orice zid care ne ține izolați de binecuvântările lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu cel lăsat și dăruit nouă gratis tuturor. Ce s-a întâmplat prin cruce, scumpii mei? Coloseni 2:14, Dumnezeu zice, a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Toate păcatele tale, toate păcatele mele, toate păcatele întregii lumi, Dumnezeu le-a șters zapisul, acea hârtie, dacă vreți, pe care era notată cu dată, cu oră, cu minut, cu secundă, tot ceea ce ai făcut tu și tot ceea ce am făcut eu. Și Dumnezeu toate le-a șters, pironindu-le pe cruce. Ce scrie pe crucea pe care a fost răstignit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Inri, Iisus
Nazarineanul, regele iudeilor. Dacă Iisus Hristos nu este astăzi regele tău, dacă Iisus Hristos nu este astăzi mântuitorul tău, dacă Iisus Hristos nu este Domn și Stăpân peste viața ta, înseamnă că tu încă nu ai ajuns la cruce. Înseamnă că tu încă nu-ți porți crucea. Și dă-mi voie să spun, fără greșeală, că ești pierdut. De aceea, vino la cruce, vino la mântuire. Ia-ți crucea, este crucea ta, este crucea dată ție. Numele tău este scris pe ea. Ridic-o astăzi și mergi după Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că spune Domnul nostru Iisus Hristos în Matei, în capitolul 10, cu versetul 38, cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Apoi în 16, cu 24, tot în Matei, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Scumpii mei, crucea este armă împotriva diavolului. Doamne, crucea ta, armă împotriva diavolului, ne-ai dat nouă. Sfântul Apostol Pavel nu a găsit cu cale să se laude cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. El spune în Epistola către Galateni, în capitolul 6, cu versetul 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă lau cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Atenție! Prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ce este crucea? Este acel hotar, acea bornă pe care Dumnezeu o pune între noi și El, în care tu o așezi între tine și lume, între tine și omul păcătos, omul cu care nu mai dorești să te întâlnești niciodată, omul care s-a lepădat de lume și s-a unit cu Hristos, așa cum spunem la Sfântul și Dumnezeiescul botez. Uniți-vă cu Hristos astăzi, scumpii mei, prin cruce. Asumați-vă crucea și Domnul vă va pecetlui cu acest semn pe frunte și pe inimă. Iar în momentul în care Dumnezeu va trimite urgii și molime peste această lume, va privi din cer la purtătorii de cruce și veți fi feriți după cuvântul lui de orice lucru rău. De aceea, Epistola către Evrei ne îndeamnă acum, la finalul acestui cuvânt de învățătură, să ne uităm țintă, Evrei 12 cu 2, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să ne uităm țintă la Iisus Hristos, adică la Iisus care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Scumpii mei, crucea este armă a creștinilor. Crucea este biruitoare. În acest semn vei învinge, i s-a arătat semnul din cer lui Constantin și în acel semn a ieșit biruitor. În acest semn vei putea ieși și tu biruitor cu familia ta, cu toți cei dragi ai tăi, cu comunitatea, cu cei de la servici, cu prietenii, cu cunoscuții, cu orașul, cu țara, cu lumea, cu pământul. În acest semn vom ieși biruitor, scumpii mei. Vreau să închei vorbindu-vă în 2 minute despre armele creștinului. Arme pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le-a dat și ni le pune în Epistola către Efeseni, în capitolul 6. Sunt armele cu care vom birui în această încercare. Vreau să vă citesc cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 6, începând de la versetul 11.
Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. În primul rând, luați crucea, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor dușmanului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în lăcașurile cerești. De aceea, și acum ne spune, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, adică stați treji, având mijlocul încins cu adevărul, mărturisiți, scumpii mei, întotdeauna adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Puneți peste sufletele dumneavoastră cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Luați cuvântul lui Dumnezeu. În perioada aceasta poate n-ați citit niciodată Biblia. Dați-vă singur canon. Până va trece încercarea aceasta, voi citi cuvântul lui Dumnezeu. Mă voi ascunde sub aripile cuvântului lui Dumnezeu. Voi sta la adăpost de această mânie care a cuprins lumea întreagă. Și Domnul, prin cruce, mă va scoate biruitor. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Și continuă Pavel, și pentru mine, că ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Scumpii mei, de aici din Biserica lui Dumnezeu, din Biserica Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Părintele Dani vă cheamă la cruce. Nu există un alt loc mai bun unde acum puteți să îngenunchiați, unde acum puteți să vă rugați, unde acum puteți să scăpați de toate încercările care au venit peste lume, decât la picioarele crucii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă rog, până la finalul Sfintei Liturghii, așa cum stați acolo, dincolo de ecranele calculatoarelor, televizoarelor, internetului, acestor mijloace de comunicare, închideți ochii și smeriți-vă și chemați puterea jertfei de la Golgota peste dumneavoastră. Chemați puterea crucii biruitoare prin care Dumnezeu a biruit moartea. Chemați puterea sfințitoare și jertfitoare a sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, peste dumneavoastră, peste toți ai dumneavoastră. Mai mult decât atât, chemați numele Domnului nostru Iisus Hristos și numele Maicii Domnului peste dumneavoastră și peste toți ai dumneavoastră. Înarmați-vă cu acest semn lăsat nouă tuturor, sfânta și dumnezeiasca cruce, și vom ieși biruitori în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.